Informație de ultimă oră acum, un cunoscut interlop din Arad a fost găsit mort în casă chiar de ziua lui. Polițiștii au intrat în locuința lui Marius Datcu, cunoscut drept Belmondo de Arad, după ce fratele acestuia i-a alertat pentru că nu-i răspundea la telefon de câteva zile. Colega mea, Daciana Cordou, își vine cu mai multe informații. Daciana, ce au anunțat anchetatorii despre ceea ce s-a întâmplat? Bună ziua! În data de 25 mai, bărbatul ar fi împlinit 48 de ani. Fratele său, care încerca să dea de el de câteva zile, a alertat pompierii, care s-au deplasat la apartamentul în care stătea cu chirie, au spart ușa și l-au găsit mort în pat, fără urme de violență pe corp. Marius Datcu, zis Belmondo, era un interlop din Garda Veche, unul din locotenenții lui Uțu Rohosnianu, aflat acum după gratii pentru trafic de droguri. În vara lui 2021, prietena lui Belmondo, Anca Mureșan, o fostă ziaristă, era găsită moartă în Mureș. Cei doi consumaseră șoricioaică în acea zi. Ea a intrat în apă și nu a mai ieșit. Marius Datcu nu a anunțat poliția despre dispariția ei, pe motiv că ar fi adormit. Acum trupul bărbatului a fost dus la medicină legală, este posibil să fie mort de câteva zile. Urmează ca medicii legiști să stabilească exact cauza morții.